Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Experiența unui fermier român în Noua Zeelandă l-a învățat că numai prin asociere poți rezista pe piață într-o afacere din agricultură. Întors în România, Ștefan Mihalca a căutat să aplice cât mai mult din ce a învățat în ferma proprie și primul pas a fost firesc să participe la înființarea unei cooperative. Deși recunoaște că la români conceptul asocierii este diferit și în teorie și în practică față de ce a văzut în alte țări, fermierul sătmărean continuă să susțină avantajele cooperativelor agricole și speră chiar la o dezvoltare a acestor forme asociative în folosul producătorilor locali. Ovidiu Ghina este cel care reușește ca de fiecare dată să ne aducă cele mai interesante subiecte cu și despre fermieri și vă propun să-l urmărim imediat în jurnal. Domnul Mihalca, dumneavoastră 7 ani de zile din viață i-ați petrecut în Noua Zeelandă ca și fermier. Da. Acolo funcționau cooperativele, dacă facem așa o paralelă, deci cu România. Deci era o cooperativă, Frontera. Poate ați auzit, ea e printre cele mai mari din lume. Cooperativă. Numai așa se poate trăi. Din ce am prins eu, că asta a fost perioada 2000-2007, nu prea am avut eu acces la toate discuțiile lor, dar mă din mai acceptau pe lângă ei și mai înțelegeam ce se face. Era așa atunci, în perioada aia, lupta cu piețele. Ei se luptau foarte mult să cucerească China. Ei au un mare dezavantaj, laptele nu poate ajunge pe piețe numai sub formă de lapte praf, majoritatea, și brânzeturi foarte puțin. Și ăsta e un inconvenient foarte mare. Au un preț de cost ieftin la producerea de lapte, că e numai din iarbă, dar distanțele îi dezavantajează. Și de aia, din ce am înțeles eu discuțiile cu ei, erau foarte focusați pe China. Le dădeau juninci în perioada aia și foarte mult lapte. În România, de ce credeți că nu funcționează așa cum ar trebui cooperativele? Aici, la Samuslact, într-adevăr, lucrurile merg. Dar la nivel de țară, unde e hiba? Unde vedeți dumneavoastră că sunt probleme? În primul rând, cooperativa, cum e a noastră, e formată ca să ne clădească pe noi ca fermieri. Din ce am observat eu, sunt multe cooperative care s-au format pentru oportunitățile de finanțare pe fonduri europene. Sincer vă spun. Puțin număr, puțin de fermieri au oportunitatea de a-și cumpăra utilaje. Foarte bine că și le cumpără, dar nu dezvoltă cooperativa. Noi am avut noroc cu Dani Frey, pentru că el s-a luptat să dezvolte cooperativa, să angajăm oameni calificați care să ne sprijine, să avem și noi oportunitatea de a accesa fonduri, mă refer la fabrica de lapte, care vrem să o deschidem și sperăm să dovedim și noi, ca și producător local, să ne cunoască românul, pentru că va fi foarte greu să promovezi laptele pe a nostru, a cooperativei, pe piață. Pentru că nu vom mai avea puterea de a ne lupta cu multinaționalele astea care reclamă lapte din inima Ardealului, dar nu știu cât e din inima Ardealului sau dacă e o parte numai. A nostru o să fie chiar din România, laptele nostru și produsele, și ne vom lupta să facem lucruri de calitate. Premieră pentru cercetarea legumicolă din România. Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, în scurt timp, vor omologa un noi soi de tomate cu fructele de culoare neagră. Acestea, spun specialiștii, sunt superioare tomatelor clasice, pentru că au foarte mari beneficii pentru sănătate. Procesul de ameliorare a fost început acum 20 de ani, iar acum soiul poate fi cultivat în orice grădină din România. Aceste tomate fac parte din soiul Kumato, iar fructele se deosebesc prin culori mai puțin obișnuite. Tomatele obținute la Buzău sunt de culoare neagră sau vărgate și au fost denumite Nera și Rapsodia. Acestea fac parte acum din zestrea genetică a României, alături de alte 3.000 de soiuri de tomate. Procesul de ameliorare pentru această specie a început acum 20 de ani, iar stabilizarea soiului a fost reușită abia acum. Au o culoare deosebită, distinctă față de tomatele clasice, de altfel noi suntem obișnuiți să le spunem roșii, după culoarea fructului, dar acestea au fructe
tigrate, adică verde cu roșu, sau chiar indigo închise la culoare, tomata neagră. Sigur, de aceea e bine să ne adresăm cu titulatura de tomată. Tomate noi, soiuri noi, obținute la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău. Noi avem o colecție bogată de peste 3.000 de soiuri, de genotipuri, dar o parte dintre acestea au ajuns în stadiul final de ameliorare și au fost înscrise în vederea brevetării, omologării și brevetării. Avem 3 creații noi obținute din această grupă. Este vorba de grupa tomatelor Cumato, specii, varietăți noi introduse în piață. Avem, noi spunem că am realizat aici o premieră națională și nu numai națională, pentru că am obținut primul soi de tomate Cumato în România și nu numai în România. O echipă întreagă de cercetători au muncit pentru ca acest soi să fie stabilizat. Tomatele de culoare neagră sunt superioare celor clasice, acestea fiind foarte bogate în antioxidanți. Acest soi face parte din grupa de tomate tip Cumato, ceea ce înseamnă că are niște caracteristici superioare față de tomata clasică. Este această culoare deosebită, neagră, atunci când fructul este imatur și, bineînțeles, și la maturitate rămâne această colorație antocianică predominantă. Sigur, oferă o imagine extraordinară asupra tomatelor. Este total diferit. Se poate folosi în salate, se poate consuma în stare proaspătă, se poate folosi chiar și la industrializare. Soiurile noi obținute la Buzău vor intra în rezerva genetică a României, acolo unde regăsim peste 3.000 de tipuri doar de tomate. Semințele vor putea fi oferite cultivatorilor experimental încă din această toamnă și vor putea fi cultivate atât în spații protejate cât și în grădini. Județul Argeș are în 2023 o producție remarcabilă de struguri. Un argument în plus pentru a spera în toamnă la un vin de calitate. Dincolo de asta, prin buna colaborare dintre fermieri și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, zona își păstrează locul fruntaș în ceea ce înseamnă potențialul vinivitical al țării. Cu o așezare mai mult decât strategică, Ștefăneștiul se bucură nu numai de condiții de mediu foarte prielnice cultivării viței de vie, însă mulți fermieri au știut să valorizeze tot ce au în imediata apropiere. Avem, pe lângă colaborarea absolut necesară pentru un producător de vin, și vorbesc aici despre partea de buletine de analiză și pentru tot ce înseamnă înainte de îmbuteliere, de analize. Sunt și câteva proiecte în care suntem implicați împreună cu cei de la institut. Foarte, s-a simțit foarte bine schimbarea din ultimii 2 ani și jumătate de institut și am găsit un interlocutor foarte benefic și pentru noi foarte benefică colaborarea cu noi și în ultimii ani. Ceea ce împiedică progresul este de multe ori lupta surdă a orgoliilor. Însă la Ștefănești, din fericire, singura întrecere care se dă este pentru progresul viticulturii. Viticultorii argeșeni au toate motivele să fie optimiști, atâta vreme cât relația pe care o au cu Institutul de Profil, cel pentru biotehnologii de la Ștefănești, este una foarte bună și rodnică. Și mai este un lucru demn de remarcat la Ștefănești, continuitatea. De 11 ani suntem aici în zonă, cultivând 25 de hectare, chiar pe amplasamentul fostelor plantații ale stațiunii de cercetare dezvoltare de la Ștefănești, care s-a transformat ulterior în Institutul Național de Cercetare. Și noi ne-am folosit de experiența lor și de ce au publicat pe partea de lucruri științifice, inclusiv în alegerea soiurilor pentru înființarea plantațiilor la noi, pentru că am avut norocul să lucrăm exact pe suprafețe unde s-au făcut lucrări științifice și s-au făcut de studii. Am folosit acele lucrări științifice atunci când ne-am ales noi soiurile, când ne-am ales și sistemul de agrotehnică. Peste toate acestea, în Argeș, sfârșitul verii, dar și debutul toamnei, a adus condiții meteo deosebit de favorabile pentru vița de vie, caracterizate de temperaturi ridicate, ceea ce a făcut ca strugurii să se coacă mai repede și să conțină o cantitate mai mare de zahăr, care va conferi vinului o calitate superioară.
Schimbăm registrul acum cu o informație despre sistemul școlar din rural. Județul Buzău a pierdut în această vară 18 unități de învățământ. Asta pentru că numărul de elevi este din ce în ce mai mic, mai ales în localitățile din zonele de munte. Elevii din școlile desființate vor trebui să facă naveta cu microbuzele școlare, iar pentru asta se vor trezi cu ore bune înaintea colegilor. Spre exemplu, în comuna Bisoca, 4 unități de învățământ au dispărut în acest an. Pentru elevii din satele Lopătăreasa și Recea, clopoțelul va suna departe de casă, în școala de centru din Bisoca. Școlile și grădinițele unde mergeau până acum au fost desființate, din cauza numărului mic de elevi și preșcolari. Cu toții vor face naveta cu microbuzul școlar aproape 5 km dus și alți 5 la întoarcere. Pentru copiii și părinți, efortul va fi mare pentru că cei mici se vor trezi de vreme ca să ajungă de acasă la drumul principal, unde oprește microbuzul școlar. S-a desfințat școala, da, din cauza asta s-au mutat aici. Și cum este pentru ei acest efort? Vă dați seama că na, este mult peste mână, dar depunem efortul și îi ajutăm. Câți copii merg la școală? Toți trei merg la școală. În ce clasă? Clasa a treia, a patra și a șasea. Și până acum unde au învățat? La Lopătăreasa. De ce nu mai învață? S-a desfințat. Noi n-am avut nicio putere să... La clasa 1 și a 3-a, unde se va învăța simultan, vor fi acum cu 4 elevi mai mult. Însă învățătoarea este optimistă că va reuși să-i atragă la ore, chiar dacă navetiștii vor sta de la ora 7 o oră degeaba, până încep cursurile. Anul acesta s-a mărit efectivul de școlari pe care îi aveți la clasă. Spuneți-ne despre ce e vorba. Dar în acest an școlar avem copii care vin de la alte două școli, la școala Lopătăreasa și la școala Recea. S-au mărit efectivul, am 8 copii la clasa 1 și 8 copii la clasa 3. Lucru care mă bucură foarte, foarte mult pentru că mi-a dat ocazia să lucrez cu acești copii. Pe parcursul acestui an vom face diferite activități, copiii sunt încântați, au un suflu nou aduc în fiecare an școlar, atât mie, cât întregului colectiv, mă refer la cei care au venit. Comuna Bisoca a pierdut în această vară 4 structuri de învățământ, 2 școli și 2 grădinițe. E vorba de câteva structuri, e vorba de structura Lopătăreasa, ciclul primar și ciclul gimnazial și structura Recea. S-a desfințat datorită numărului foarte mic de copii, așa, cu toate că acești copii nu sunt la șosea, ei se află în satele respective și acum va trebui să parcurgă până la traseul grupului școlar câțiva kilometri. O problemă mare este că școala din centru are 2 microbuze, dar doar un singur șofer. Primarul comunei a încercat să găsească un al doilea șofer care să conducă celălalt microbuz, însă nu a reușit. Cum o să vă descurcați doar cu un singur microbuz școlar? De ce nu vrea să se angajeze nimeni ca șofer pe cel de-al doilea? Deci noi am, în urma demersurilor, am mai obținut anul trecut încă un microbuz școlar. Am avut probleme cu cel vechi, se defecta, dura mult până se repara și am mai făcut rost de încă un microbuz școlar. Momentan, sperăm să facă față un microbuz școlar și cu un șofer. Dacă o să avem probleme cu unul, avem pe celălalt rezervă. Bine era să funcționeze amândouă microbuzele, dar vedeți dumneavoastră că ne mai trebuie încă un șofer. Un șofer care trebuie plătit și șoferii nu prea vin pe salariile pe care le oferim noi de la primărie. Merg la privat, unde ia 6-7 mii de lei pe un șofer cu... Nu poți să punem orice șofer, trebuie anumite atestate și nu toți șoferii au atestatele astea, ci de atestate de transport persoane. În școala din Bisoca învață 259 de elevi. Sunt mulți care, ca să ajungă la cursuri, au nevoie să fie transportați cu microbuzul școlar din 6 sate. În total, școala de centru Bisoca a pierdut anul acesta 4 structuri din 10 câte avea. Este cea mai grea perioadă din ultimii 15 ani prin care trec crescătorii de bovine. Prețul laptelui este ridicol de mic, în timp ce costurile pentru furaje sunt extrem de mari. Dacă la ele se adaugă și prețurile în continuă creștere ale motorinei, energiei electrice și ale inputurilor, rezultă o situație complicată.
Totuși, în aceste condiții dificile, există fermieri care pun înainte de orice calitatea și performanța, managementul resurselor și planificarea riguroasă. Cum se gestionează provocările actuale ale agriculturii în ferma Panifcom din Iași, vedem imediat în jurnal, într-un material marca Ovidiu Ghinea. Este, cred că, cea mai grea perioadă din ultimii 15 ani de când sunt eu la Panifcom, în care prețul este foarte mic la lapte, dar prețul la cereale, șroturi, sunt foarte mari. Energie, motorina în continuare, în creștere. Foarte greu să faci lapte ieftin cu furaje scumpe și toate celelalte inputuri foarte mari. Încă suntem pe prețuri la cereale de anul trecut, adică noi luăm toamna cerealele, depozităm, punem în depozit cereale și încă suntem cu porumb în rețete la 1,35 lei. Acum, probabil, perioada de toamnă, sperăm să mai coboare prețurile măcar la cereale, la șroturi, că la 2 lei litru de lapte n-ai nicio șansă, avem 3-4 luni pe pierdere, 3-4 luni la rând, n-am avut niciodată. Să mergem 3-4 luni în pierdere, sunt pierderi care momentan ni le asumăm, dar vedem cât se mai poate. Da, știu că chiar îmi spuneați la începutul interviului că faceți tot felul de analize, evaluări, ședințe în fiecare lună, încât să observați tendințele pieței și pentru perioada următoare ce se întrevede. Că acum, na, vara toată lumea cunoaște faptul că prețul laptelui e ceva mai redus, adică nu că în timpul anului ar fi mare, dar acum e și mai mic. Ei, mai mic. Au mai fost perioade cu preț mic la lapte, dar când coborea prețul la lapte, coborau și toate celelalte. Și să echilibra balanța. Era oarecum, coborau cerealele, șroturi veneau după prețul la lapte, nu... Dar acum toate au rămas sus, să coborau numai prețul la lapte. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. V-am spus, suntem pe pierdere, ne-am asumat perioada asta de pierdere în speranța că în toamnă acum o să crească prețul, că clar, la infinit așa nu poți să mergi. Clar, nu e simplu. În spatele meu însă am o echipă performantă de la ingineri, medici, specialiști în fermă pe parte de electronică, reparații. Și în același timp am avut stabilitate și suportul patronatului. Deci la noi în 15 ani s-au făcut investiții în fiecare an, constant. S-a investit în echipamente, s-a investit în genetică, s-a investit în furaje, în tot lanțul. Deci și pentru a face furaje de calitate ai nevoie de utilaje performante la agricultură, ai nevoie de scule de greblat, de balotat, de cosit, de... Așa, după aia s-a investit foarte mult în echipa de management. Tot timpul, în perioada iernii, când e mai puțin de lucru la câmp și lucrurile mai așezate în fermă, facem destule cursuri de management, de fel de fel de specializări. Toți colegii din echipa de management participă la aceste cursuri. Deși România produce în fiecare an cantități importante de cereale și oleaginoase, țara noastră a ajuns să importe, pe bandă rulantă, mărfuri agricole din Ucraina. Deși acest import a fost interzis teoretic de la 1 mai 2023, datele reale arată că aceste mărfuri au continuat să intre pe piața românească fără niciun fel de problemă. Potrivit datelor publicate de Agricolum de la 1 mai 2023 până la 1 septembrie 2023, România a importat din Ucraina aproximativ 354.000 de tone de grâu și 338.000 de tone de porumb. În ceea ce privește cantitatea generală de mărfuri importate de România din Ucraina de la începerea războiului, aceasta se ridică la un total de 4,71 milioane de tone, 1,9 milioane de tone de porumb, 1,26 milioane de tone de grâu, 797.000 de tone de semințe de floarea soarelui, 456.000 de tone de rapiță, 164.000 de tone de ulei de floarea soarelui și 126.000 de tone de orz. Supraaplicarea contractelor existente la 1 mai 2023 și prelungirea lor prin adendumuri a fost un fapt real și nimeni nu a verificat acest lucru.
a precizat Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole pentru Digi24. Problema este cu atât mai gravă cu cât mai sunt doar câteva zile până când restricția legată de importuri va fi ridicată, iar mărfurile din Ucraina vor putea ajunge în România și mai ușor decât până acum. În acest context, specialiștii avertizează că și prețurile vor fi afectate, iar porumbul ar putea cunoaște o scădere semnificativă din acest punct de vedere în următoarele luni. Prețul grâului se duce în jos de la o zi la alta, iar camioanele care continuă să vină cu marfă din Ucraina nu fac decât să le îngreuneze situația fermierilor români. Se plâng aceștia. Potrivit unor fermieri din județul Brăila, marfa din Ucraina a continuat să ajungă pe teritoriul României fără probleme și în perioada de interdicție a importurilor. Aceasta a fost transportată prin intermediul camioanelor din Republica Moldova, care au circulat nestingherite. Imaginea este la fel, diferă doar numerele. Nu mai sunt matriculate plăcuțele în Ucraina. De matriculare, da. Sunt matriculate Moldova acum. Republica, nu? Moldova. Republica, da. Moldova. Și se exclud de la regulile impuse. Adică, practic, au găsit, practic, breșa asta, ce să ne mai... S-au deșteptat și ucrainienii, au făcut și societăți. Nu cred că au fost, ca să iertați-mi expresia, fraieri, da, niciodată. Cred că au găsit fraierii. Da? Și acum, practic, chiar ne-au sufocat de tot. Adică... Nu mai e ce să mai spui, că e Ucraina, că nu mai e Republica Moldova acum. Frații noștri de la achizitorii de limitrofi vin să ne facă un bine. Achizitorii limitrofi profită la maxim de treaba asta, nouă ne dau prețuri cu 20-30% mai mici. Potrivit fermierului brăilean invitat în emisiunea Agricultura la Raport, prețul grâului a ajuns la valori infime în ultima perioadă, iar scăderile sunt semnificative chiar de la o zi la alta. Astăzi e un preț, ieri a fost alt preț, alaltă ieri alt preț. Adică prețurile ultimele 3 zile scad cu circa 100 de lei pe tonă și la grâu și la floarea soarelui. Ce se tranzacționează acum? Deja vă dați seama. Păi să spunem prețul, că nu, până la urmă, care e problema? Păi noi, în cadrul cooperativei, am vândut vineri o cantitate de grâu cu 900 de lei, 930. Astăzi este... De panificație? Da. 930, da, de panificație, da? De panificație. Da. Astăzi scăzând cu circa 60 de lei pe tonă. Deci noi am vândut vineri 930 de lei pe tonă grâu FCA, luat din depozitul nostru, iar astăzi prețul grâului este 930 de lei în Port Constanța. Surpriză mare pentru locuitorii unui sat din vestul Portugaliei, care s-au trezit duminică dimineață cu un torent de milioane de litri de vin roșu, coborând cu repeziciune pe una din străzile principale. Potrivit reporterilor Lusitan, inundația a fost provocată de un accident la două rezervoare ale unei distilerii, Levira, rezervoare care s-au spart din motive încă necunoscute. Cum distileria se află pe un teren în pantă, torentul de vin roșu a pornit-o la vale, inundând drumurile din apropiere și o serie de gospodării. Deși nu s-au înregistrat victime, torentul de vin roșu a provocat serioase daune materiale. Potrivit reprezentanților distileriei, lichidul care a mai putut fi colectat a fost dus la o stație de epurare. Compania regretă profund incidentul, dar locuitorii protestează împotriva ceea ce reprezentanții firmei consideră un incident, ale cărui cauze sunt investigate de autoritățile competente.